Haideți să vedem cum putem câștiga un token gratis. Încă nu a fost lansat, deci este un bun moment de a intra și a aduna cât mai mulți token până în momentul în care vor fi listați pe bursă, da? Această platformă este un protocol de posibilități, așa s-ar traduce, unde vor fi implementate jocuri, personaje din desene animate, da? Dar ce ne interesează cel mai mult este tokenul în sine, da? Dacă mergem aici la mai multe detalii, o să vedem cum se va face repartizarea acestor token. Aici găsim tokenomics cu repartizarea, da? E bine să citiți, vă informați, da? Oricum ar fi, veți avea numai de câștigat. Lansarea în sine, eu n-am găsit încă o dată exactă. Adevărul e că atunci când se lansează token, niciodată nu s-a respectat momentul lansării. Da? Avem, eu de exemplu, am doi token care datele de lansare au fost amânate de câteva ori până acum. Există un token care are deja un an și câteva luni, dar îl aștept. În momentul în care se lansează, văd eu ce fac. Oricum, am adunat foarte mulți, așa că și aici, cu cât, să zicem, se amână perioada a lansării, cu atât avem posibilitatea să câștigăm token gratis, ca și în acest caz. Bun, în descriere o să vă las un link direct către token, se cheamă Pixel Moon. Înscrierea se face doar, sau deschiderea contului se face doar cu un cont de Twitter. Un cont de X acum, fostul Twitter, da? Dăm click aici. Autorizăm aplicația. și ajungem în back office. La deschiderea contului primiți 200 de puncte sau viitor token. Dacă mai adăugați imediat în, în contul vostru un cod care o să vi-l las în descriere, veți mai primi încă 200 de puncte, da? În fiecare zi sau la 24 de ore putem să mai câștigăm puncte. Dăm click aici pe acest buton și vedem ce este. Încă 150 de puncte. Ok. Se adaugă la suma noastră din balanță. Acum. De asemenea, în fiecare zi vor fi recompense completând anumite misiuni. De exemplu. Aici am 2.046, 8.000, 9.000 de puncte. Mai puțin această sarcină nu o să o fac. Adică ar trebui să adăugăm uh, mun la contul nostru de Twitter la username și nu nu mă interesează. În schimb celelalte da. Uh, după aceea în fiecare zi apar alte sarcini noi, da? Bineînțeles cu recompensele respective. De exemplu astăzi am uh, completat acest retweet și am mai primit 1000 de puncte. Haideți să vedem. Deci Link către wallet. Conectare. Ne conectăm cu Metamax. Poate fi Coinbase Wallet sau Wallet Connect. De obicei eu folosesc Metamax. Protocolul acestui token este sau va fi listat în rețeaua Ethereum, dacă să fie bineînțeles de la bun început. Eu vă recomand să folosiți pe Metamax un con nou, nu cel principal care îl aveți, da? De deci Pentru că nu se știe. Dacă aveți multe active, adică uh, criptomonede pe contul principal, e bine să fie privat, nu aduceți orice platformă uh, în acel cont, pentru că nu se știe. Se poate întâmpla să vă fure tot conținutul care îl aveți acolo. Să vă fure toate uh, criptomonedele. Eu am un cont secundar, da, unul principal, altul secundar, îl aleg cu acel secundar. După continuare, conectare. Mai dăm o dată click pe butonul de link, da, link cu alet, ca să și semnăm. misiunea îndeplinită, se mai adaugă încă 1000 de puncte gratis. Ok? apar aici. Bun. Și bineînțeles, toate sarcinile care le-am completat vor apare sub cele care le avem încă nerezolvate. Acum, un flow pentru acest protocol, un protocol, tot pe Twitter, adăugă click flow. Adică îi urmărim. Așteptăm câteva minute, îi zic că un minut, până se validează. S-a validat, încă 2000 de puncte. Mergem mai departe la următorul. Acum va fi flow, adică urmărire pe pixel moon. Tot pe, tele, tot pe Twitter. Ne întoarcem pe platformă și așteptăm să valideze. Sunt misiuni simple. Nu te metem la chete pe lună. Bun, s am mai adăugat 2000 de puncte. Va trebui să urmărim și această persoană, Giulio, cum îl mai cheamă. Ne întoarcem înapoi și așteptăm încă un minut. Din toate aceste misiuni, deja ați adunat peste 1000 de puncte. Care le vom transforma mai târziu în, în, în pixel moon. Ok, și aceasta. A mai rămas una. A mai rămas aceasta de încă 2000 de puncte. Deci va trebui să urmărim și această persoană. Același lucru, urmărire. Imediat o să fie aprobată, și această misiune, și vom încheia pe ziua de azi cu recompensele. Da? Deja s-au adunat 10.550 de puncte, numai din 1, 2, 3, 4, 5 saci și cu cea de astăzi 6. Deci, recapitulăm. La fiecare 11-12 ori, deci ar fi de două ori pe zi. Venim aici la ruletă și vedem câte puncte mai câștigăm. Dacă nu aveți timp, veniți odată la 24 de ore, ok? Și pentru că intrați în fiecare zi pentru a obține puncte gratis din această ruletă, bineînțeles veți mai găsi și alte sarcini sau, mă rog, alte misiuni care va trebui să le rezolvați în ziua respectivă da? Undeva pe la finalul lui aprilie, începutul mai, s-ar putea să fie listat acest token. E unul, ce să spun, rămâne de văzut. Până atunci, ce vă orez Nu uitați să vă abonați cei care nu v-ați abonat până în prezent la acest canal. Puteți lăsa și o apreciere. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și să auzim numai de bine!